Cum întreținem și tratăm gazonul? Nivel de dificultate e scăzut. Peluza noastră poate fi supusă în timp la un tratament mai aspru și va avea nevoie de îngrijiri speciale pentru a-și recăpăta strălucirea. Vom descrie aici câteva operațiuni simple de îngrijire a gazonului. Materiale necesare. Tratament împotriva bruienilor, ierbicid selectiv, sămânță de gazon și compost. Instrumentele necesare. O mașină de tuns iarba. O rolă de tasare, compresarea a solului. O greblă. Un scarificator pentru gazon. Manual sau cu motor. Un pulverizator pentru ierbicid. O furcă sau un alt sistem de afânare a solului. Un furtun de stropit grădina. Echipamentul necesar. Mănuși de protecție. Treceți cu mașina de tuns peste toată peluza și tăiați scurt gazonul și curățați contururile gazonului din jurul arborilor și în jurul altor obiecte fixe din grădină. Tratament împotriva mușchiului. Aplicați substanța tratamentului împotriva mușchiului în zonele în care iarba a fost năpădită de buruieni. Așteptați aproximativ 15 zile pentru ca buruienile să fie distruse. Pulverizați erbicidul selectiv acolo unde este nevoie peste buruienile invadatoare. Scarificarea peluzei permite eliminarea buruienilor și resturilor vegetale care se formează la baza firelor de iarbă și care o asfixiază. Putem folosi scarificatorul manual pentru suprafețe mici de gazon. Trageți scarificatorul înapoi, către dumneavoastră atunci când lucrați. Scarificatorul cu motor este mult mai rapid și se potrivește pentru lucrul pe suprafețe mari. Acesta lucrează cu un set de lamele care nu numai că îndepărtează deșeurile, dar și întorc și afânează solul. Suprafața pare acum ca și săpată, dar nu vă faceți griji. Odată ce deșeurile vegetale au fost îndepărtate, gazonul va crește din nou foarte frumos. După sacrificarea suprafeței și curățarea deșeurilor, solul va trebui afânat fie cu o furcă de afânat pământul sau cu un sistem de afânare pentru suprafețe mai mari. Pe suprafețele pe care le-am preparat pentru refacerea gazonului, va trebui să replantăm iarba. Mai întâi greblăm bine solul pe suprafața respectivă. După aceasta, facem un amestec din compost cu semințe de iarbă potrivite, semințe de replantat cu creștere rapidă. Apoi greblăm ușor suprafața ca să îngropăm semințele. Acoperim apoi toată suprafața cu un strat subțire de compost și trecem apoi cu ruloul de compactat peste suprafața semănată. După aceasta stropim ca să fie favorizată germinația semințelor. O scarificare corectă pentru îndepărtarea buruienilor și a ierburilor moarte și o cantitate potrivită de semințe de calitate va reface în câteva zile gazonul în zona dorită.